Bună, YouTube! Dacă v-ați întrebat vreodată cum arată părul meu natural, asta este. Încă nu l-am aranjat, încă nu l-am făcut, pentru că vroiam să vi-l arăt natural în filmulețul cu laminare. Dar, prima dată trebuia un lucru important și aceea e sprâncenele. După cum ați văzut după titlu, astăzi o să vă arăt produsele mele pentru sprâncene și cum le fac. Vă zic de pe acum că eu nu sunt un profesionist în sprâncene, așa le fac eu după mulți ani și da, cam atât am de spus despre asta. Dacă e prima dată când mă faceți sprâncenele, nu mi le-ați făcut niciodată, eu personal vă spun, duceți-vă la un profesionist. Întotdeauna mi le-am făcut singură. Când lucram în salon, sprâncenele mi le făceau colegele mele. Dar acum că nu mai lucrez acolo, sincer, nu vreau să mă duc în fiecare săptămână și să dau 10 lire pe sprâncene. Sau poate chiar și 20 când vreau și să le colorez. Deci, le fac acasă și da, să trecem la treabă. Produsele pentru sprâncene. Eu am acest kit, starter kit, kit de începător, care sunt culori pentru sprâncene și gene. Am început să-mi colorez sprâncenele acum 3 luni. Până atunci nu le-am colorat niciodată, pentru că sunt foarte închise, natural, dar sunt și puțin înspre sfârșit să fac așa blonde de la soare. Și acum ceva timp am avut un tatuaj pe sprâncene, încă l-am. De foarte mult timp tot mă uitam la ele și într-un sfârșit am decis să-l fac, dar nu a fost ceea ce am vrut eu. Practic îmi lipseau, acum bine, îs colorate, îmi lipsesc foarte multe sprâncene pe aici, asta este un pic mai dreaptă, asta este un pic mai arcuită, asta e un pic mai scurtă, asta e un pic mai lungă, îs un dezastru. Și tot m-am uitat să fac un tatuaj, până la urmă am decis să-l fac, dar da, o să vă arăt un pic mai încolo, acum cum sunt colorate, nu prea se vede. Bineînțeles, ca să-ți faci sprâncenele, ai nevoie de o pensetă. Eu am și eu forfecuță, pentru că ale mele sunt tare lungi și le tai. Chestia asta de pieptenat și aranjat sprâncenele. Și da, culorile. Practic în kitul ăsta de începător sunt 3 culori. Este 1, 2 și 3. 1 este negru, 2 este albastru-negru și 3-ul este maro. De obicei eu mi le făceam cu negru, dar astăzi am decis să încerc să-l fac cu maro închis. Și arată mult mai natural, îmi place cum ești. Deci bănuiesc că de acum încolo o să folosesc mai mult maro închis. Cu negru cred că totuși merg prea închise. Dar dacă vă place să le aveți negre sau super, super, super negre, îi negru sau doiul care e blue-black, îi super, super negru. În general, culoarea îmi ține între 3 și 4 săptămâni, câteodată o refac la 3 săptămâni, câteodată la 4 săptămâni. Și da, am și aceste adezive care sunt în 3 modele. Practic este arcă naturală, arcă înaltă și arcă plină. Eu de obicei folosesc pe cea naturală. Astea mă ajută foarte mult când pun culoarea să nu se ducă peste tot. În momentul în care încep să le curăț, mă ajută să am o linie în care știu că nu trebuie să merg mai jos sau mai sus, sau mă ajută foarte mult. Dar, da, cred că cam atât am avut de spus. Bineînțeles, dacă e prima dată, eu tot timpul vă sugerez să mergeți la un profesionist să le faceți. Da, da, aproape uitam. O să aveți nevoie și de un bol, un dischetă asta, puteți să folosiți și orice fel de dischetă. Dacă vă uitați la sprâncenele mele, nu știu dacă se vede, dar spre sfârșit, eu aici nu mai am, deja nu mai am sprâncene, dar se vede culoarea. Mie îmi place, nu mă deranjează,
chiar deloc, e ca și cum am trecut cu un creion. Dar, dacă pe voi vă deranjează sau dați ceva pe lângă, puteți să folosiți lapte să le curățați. Să curățați culoarea de pe piele. Același lucru și când faceți culoarea peste tot. Dacă nu aveți un lichid, ceva să dați jos culoarea cu laptele, vine, chiar vine jos de pe piele. Deci, ceva simplu și bănuiesc că lapte avem toată lumea în casă. Mie încă nu mi s-a întâmplat să-mi cadă pe haine culoare, dar nu se știe niciodată când aplicați. Deci, ori folosiți un prosop pe voi, a zice, dacă nu, un tricou negru. Un tricou, un maieu, o bluză, orice, neagră. Eu de obicei tot timpul am un maieu de genul ăsta. Negru pe mine când îmi fac culoarea pe sprâncene sau pe păr. Pentru siguranță, nu știți niciodată când vă cade din mână. Și nu-l mai scoateți. Apropo, dacă vi se întâmplă vreodată să dați culoare pe un tricou sau pe o bluză sau orice, dacă vi s-a întâmplat vreodată și ați lăsat acolo, ați văzut că nu mai ieșit. Dar, dacă vi se întâmplă, luați repede ceva și ștergeți și puneți fixativ. Puneți mult, mult, mult fixativ în locul în care a căzut culoarea și după aia când îl puneți la spălat, o să iasă. Deci, e un truc. Dacă vreți să scăpați. Dar dacă ați lăsat acolo și nu ați uitat de ea și s-a uscat, nu mai are niciun efect, deci nu o să iasă. Dar dacă vedeți atunci imediat că a căzut și folosiți un pic de spray, iasă. Am încercat și pe bluze albe, mi s-a întâmplat la muncă să am o cămașă albă și să mă umplu aici așa toată pe cămașă de culoare roșie. Am dat cu fixativ, am venit, l-am băgat-o la spălat, normal, și o ieșit totul, deci e super ideea. E super ideea, am învățat-o și eu. Doar anul trecut, din păcate, dar da, să știți. Gata cu poveștile, o bagam lungă. Să trecem la sprâncene, vă las să le vedeți cum le fac și în ce hal arată sprâncenele mele. Pentru foarte mult timp am vrut să-mi fac un tatuaj pentru sprâncene, pentru simplu motiv că îmi lipsesc o grămadă pe aici, prin colț. În special pe partea asta. Chiar am... îmi lipsesc. Când am fost să mi le fac, normal nu le-am vrut pline să fie toate negre, să le vezi și mai mult. Am vrut ceva natural și nu a ieșit ce am vrut eu. Deloc. Practic aici unde aveam nevoie, le-au făcut fine și naturale, care acum nici nu mai sunt, dar partea asta, nu știu dacă se vede, sunt niște linii tare groase și negre și ba, acum aștept să se ducă, sperăm să se ducă cât mai repede. Deci, încep cu culoarea și astăzi folosesc, cum am zis, maronchis. Nu trebuie mult, trebuie foarte puțin, pentru că chiar nu ai nevoie de foarte mult să aplici pe sprâncene. Asta e culoarea. O deschidem. Încă n-am folosit-o până acum. În teorie, îi 1 pe 1, deci același gramaj de culoare cu același gramaj de developer. Atâta cremă folosesc eu, cred. Și asta e prea mult. Aș putea să folosesc de 3 ori. Și o să încerc să pun aceeași cantitate. Cred că e. Un lucru cu culorile astea, orice culoare ar fi, că e pentru păr sau că e pentru sprâncene, pentru gene, pentru orice, vă rog faceți un test înainte, pentru că puteți să fiți alergice și nu cred că vreți să vă jucați cu fața voastră.
să ajungeți la spital cu arsuri sau ceva de genul. Trebuie să fie frumos și frumos cremoasă. Trebuie să fie cremoasă. Să o amestecați bine, bine, bine să fie cremoasă. Și acum a venit momentul de adeziv natural, cum am zis. Asta le folosesc eu. Aveți grijă să le puneți la același nivel. Prima și a doua. Când am terminat, sunt sigură că îs la același nivel, aceleași linie. Le pieptem puțin, doar ca să, în caz de au rămas ceva între adeziv, aici sus sau jos, să iasă, deci sus, jos, amândouă. Odată ce am terminat, culoarea mea și o aplic peste tot. Odată aplicată culoarea, în general oricum scrie pe cutie cât poți să o lași, zice 5 minute, 5-10 minute, eu de obicei las 10 minute. Adezivul în momentul ăsta poți să-l dai jos dacă vrei și atunci îți rămâne linia, dar mie îmi place oricum să-l las acolo în caz de vine un pic de culoare jos sau sus, să nu stric linia, mai ales pentru că după aia o să merg cu penseta și o să curăț tot, deci vreau linia perfectă ca să știu unde să mă opresc. Eu mă duc să-mi fac o cafea între timp. Puteți să o faceți și voi. Și o să vă văd peste 10 minute. 8. După ce au trecut cele 10 minute, dau jos adezivul. Și cu burețelul curăț toate culoarea de pe sprâncene. Sunt curioasă. Arată mult mai natural în rău decât negru. Super! Primul lucru ce o să-l fac e o să tund. O să le tund sprâncenele. Le pieptem în sus și toate vârfurile astea micuțe care le văd. O să le iau jos. Nu exagerați cu foarfeca, pentru că mie mi s-a mai întâmplat să am goluri, o să zic așa. Cam exagerat prea mult. Deci cu mâna sau cu pieptenașul ăsta micuț iei sprâncenele și le piepteni în sus și doar chiar doar vârfurile care le vedeți în afară, care iasă în afară, doar alea tundeți-le. Nu mergeți prea jos sau să intrați în ele. Piepteni în jos. Și aici se văd mai multe, dar același lucru, nu mă duc drept în sus, doar chiar vârfurile astea micuțe o să le tund. Numai cât să nu fie așa de lungi. Vedeți?
același lucru și în partea asta. Pieptenul în sus. Și o să iau chiar mă vârfurile. Alea micuțe. Nu mai mult. Pentru că nu vreau să rămân fără sprâncenele. Mi s-a întâmplat să mă duc pe jos și după aia vezi așa scări în sprâncenele tale. Pentru că exagerez prea mult. Deci nu exagerați. Penseta și să luăm tot ce e în plus. Nu știu dacă se vede în cameră, dar eu acum, cum am făcut culoarea, vezi că se vede linia pe unde e culoarea. Nu știu dacă se vede în cameră. Și aia mă ajută să le țin curate fără să mă duc prea sus sau prea jos. Așa arată sprâncenele mele odată terminate. Și asta a fost înainte. A zice că arată mult mai curat. După cum am zis, culoarea chiar mă ajută să mențin linia și sus și jos. Acum o să fac pe următoarea și mă întorc la voi. Bun, după ce am terminat cu amândouă sprâncenele, mie îmi place să folosesc crema asta de galbenele. Acum asta e galbenele și arnică. Nu știu dacă mi se întâmplă și vouă, dar eu tot timpul când îmi fac sprâncenele simt pielea uscată și iritată, bineînțeles. Și asta mă ajută să o hidratez puțin. Mai ales când îmi fac culoarea pe sprâncene, și ele sunt un pic seci. Devine pielea, deci pe sprâncene o simt tare seacă și trage. Și asta mă ajută să le hidratez puțin. Cam asta e rutina mea pentru sprâncene. După cum am zis, de fapt, culoare le fac odată la 4 săptămâni, 3-4 săptămâni, depinde. Și le țin curate oricum odată pe săptămână, de multe ori și de două, pentru că îmi crește foarte mult. După cum am zis, eu nu sunt un profesionist, asta evoluția mea după mulți ani. O să las o poză aici cum era înainte și cum sunt acum. Eu zice că arată mult mai bine acum decât cum era înainte. Și da, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i lăsați un like, să dați un share să vadă și prietenii voștri. Subscribe-ul este preferatul meu și noi ne vedem mâine. V-am pupat! Ciao!